Numărul medicamentelor disponibile pe piață este în continuă creștere, însă nu toate sunt eficiente și, în plus, multe dintre ele au numeroase efecte secundare. În ce feluri ne pot face rău medicamentele de sinteză, aflăm la rubrica Leac Bun. Dragii mei, bine v-am regăsit la Leac Bun, ghidul alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi avem un invitat de marcă, domnul Ștefan Manea, directorul general al companiei Hofigal, o legendă vie în domeniul fitoterapiei. Bună dimineața, domnule director, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit și mă bucur că ne vedem. Aș vrea să discutăm un subiect important pe care l-am amânat să-l prezint telespectatorilor, că am zis să-l discut cu dumneavoastră. Cum facem diferența între un leac bun și un leac care nu e bun, ca să nu zic neapărat rău? Sunt atâtea oferte pe piață, vedem atâtea reclame care promit marea cu sarea. Până la urmă, telespectatorii cum să navigheze prin lumea asta tratamentelor? Care sunt naturale, care sunt naturiste, care sunt artificiale? Dați-ne experiența dumneavoastră de zeci de ani în domeniul acesta. Vă mulțumesc pentru întrebare și mi se pare extrem de interesantă pentru faptul că, într-adevăr, este problema numărul unu pe care o au oamenii. Oare ce ne trebuiește sau oare ce ne ajută și ce nu ne ajută? Ei bine, medicina modernă, și vorbesc modernă a ultimilor ani, arată foarte clar că ne ajută toate produsele care sunt naturale și care pot să ajute nu numai la înlăturarea unei afecțiuni oarecare, ci să umble pe cauza primară a bolilor, pe când medicamentele de sinteză, nici unul nu a făcut bine niciodată, n-a vindecat pe nimeni niciodată. Și ca să nu cumva să vorbesc și cineva să-mi spună, domnule, ăsta vorbește pe de alături, vreau să vă spun că în această carte, care pot să o arăt la cameră, scrisă de Case Revel, care nu este nimeni altul decât șeful staffului cercetării medicale universitare americane, vă citesc de aici ca argument câteva rânduri și atunci o să mă înțelegeți. 29 de medicamente care sunt în piață la ora actuală produc Parkinsonul, produc boala Parkinson. O iau pentru una, unele dintre ele sunt chiar pentru stomac și ele produc Parkinson. Nu vreau să fac prea multă divagație. 20 aceste sunt însoțite de alte 65 de medicamente care fac să nebunească oamenii. Duc la boli foarte grave. Alte 86 de medicamente care produc depresie. 105 medicamente care produc halucinații. Și sunt recunoscute și de acum ele să și știu unele dintre ele bine. 46 care provoacă serioase probleme de echilibru. Ori în momentul când aceste produse de sinteză fac astfel de minuni, pentru ce să-l iau un produs de genul ăsta? Ce să-mi facă? Și aici mai am un argument și cu asta v-aș spune foarte scurt, care tot un argument ca să nu credeți că vă vorbesc eu. Un medic japonez care susține această treabă, care îl cheamă Higiti Hiromiya, spune așa: am 103 ani și deci mi se sugerează cu regularitate să ies la pensie. Dar eu nu doresc, pentru că vreau să muncesc, pentru că pot, pentru că pot ajuta oamenii la 103 ani. Dar el mai spune un singur lucru. Toată viața lui de medic n-a consumat niciun medicament de sinteză niciodată. Domnule director, e foarte interesant ce spuneți. Telespectatorii noștri, în România, în anul 2016, au specialiști la care să apeleze și care să îi îndrume până la urmă și să le povestească toate aceste lucruri? Au două categorii de specialiști. Specialiști și ghilimele specialiști. Și cum îi deosebim? Prin interesul pe care îl prezintă, dacă vreți, prin interesul material. Pentru faptul că medicii în momentul de față sunt două categorii.
o categorie de medici care au făcut numai medicina clasică și la aceștia n-ai niciun fel de speranță, și cei care au făcut a doua competență de apifitoterapie și au învățat toate aceste lucruri și știu să folosească, să facă, cum spun americanii, medicină integraționistă. În Germania, produsele naturale care înlocuiesc din ce în ce mai mult produsele de sinteză, Madame Merkel a reușit să facă, să introducă TVA-ul de 4%. E singura țară care face acest lucru. De ce? Ca produsele astea să fie accesibile la cât mai multă lume și la lumea săracă, încât să nu mai apeleze la aceste produse scumpe, cum se arată de foarte multe ori la televizor. Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile interesante și utile pe care ni le-ați dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare aici, la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea dumneavoastră.